Am revenit, suntem în direct. Ce mi se întâmplă într-o bună zi? Intru și eu pe Facebook. Am auzit că cineva scria niște texte deosebite. Intru și ce citesc? Vă spun mai târziu. Așa am prezentat eu pe Elenina Nicuț, membru fondator al Mișcării Populare, avocat, și alături de noi, în câteva clipe, va veni și domnul Radu Borza, tot membru fondator, creatorul dexonline.ro. Să rămână. Bună seara, domnule Moraru. Vă mulțumesc pentru invitație. Erați supărată când ați scris pe Facebook? Eu scriu foarte multe pe Facebook. Pot să fiu și supărată, pot să fiu și veselă. Dar nu înțeleg în mod concret la ce vă referiți. Vă spun într-o pauză publicitară. Am înțeles. Însă, ce mi-au spus după aia prietenii, că am întrebat, zic, băi, cine e? Uite, nu știam de dumneavoastră. N-ați auzit de mine până acum? Nu vine să cred, domnule Moraru. Da, e vina mea, să știți. Așa. Și am întrebat oameni și mi-au zis, doamne, tu știi ce e avocat aprigă? E o tipă extraordinară, de viață, deșteaptă. Și zic, doamne, vreau să o cunosc. Trebuie să o cunoască România. Cum ați ajuns în anturajul ăla select al unui șef de stat? Câți erați la masa aceea? Maxim 10, cred că. Dați-mi fotografia, colegii. Nu am numărat. Da. Să fiți membru fondator al celei mai dragi mișcări din viața președintelui. Iată câți erați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Da. Deci cum ați ajuns la masa aceea? Că sunt convins că foarte mulți și-ar fi dorit să fie la masa aia, dar Traian Băsescu i-a refuzat. Am înțeles. Cum am ajuns la acea masă? Păi, a avut loc lansarea și după lansare, domnul președinte ne-a invitat la masă. Foarte simplu. Dar lansarea a avut loc unde? La Hotel Novotel. Uh-huh. Da? A avut loc o conferință de presă, am lansat Mișcarea Populară, da? Și după lansare am fost invitați. Președintele a fost la lansarea respectivă? Nu. Nu. Deci, practic, lansarea a fost făcută de domnul Preda, nu? Da, de noi toți, în frunte cu domnul Preda, domnul președinte Preda, da. Și, practic, ați ajuns în această mișcare după apelul președintelui, când s-a format mișcarea, îl cunoșteați pe domnul Preda sau îl cunoștea și pe domnul președinte? Am urmat pașii obișnuiți, și anume, am trimis o cerere de adeziune. Da? În mod normal, profitând de faptul că, spre exemplu, pe Facebook îl aveam în lista de prieteni, pe domnul Lăzăroiu, de exemplu, da? Mm-hmm. Domnule Lăzăroiu, cu ce pot să ajut? Da? Sunt disponibilă, vreau să fac ceva. Da? Domnule Funeriu, pot să fac ceva? Pot să vă ajut cu ceva în acest demers? Și în felul ăsta am ajuns și mi-am asumat calitatea de membru fondator al Fundației Mișcarea Populară. Înțelegând că pentru ceea ce scrieți dumneavoastră pe Facebook, aveți acești prieteni, Lăzăroiu, Funeriu și mulți alții. Da, nu știu în ce măsură există o legătură de cauzalitate. Știm foarte bine cum se petrece împrietenirea pe Facebook, pur și simplu cere prietenia. Un like. Exact, da. Vedeți? Da. Îl salutăm și pe domnul Radu Borza. Bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Și dumneavoastră tot așa pe Facebook ați ajuns membru fondator al Mișcării Populare? Oarecum tot pe Facebook am intrat și în această mică familie pe care dorim să o facem mare. Am discutat, eram prieten și cu Elenina și cu Daniel Funeriu. Cam câți ați fost la lansarea de la Novotel? Câți ați fost la, practic, prima cărămidă a Mișcării Populare? Cei 9 membri fondatori. A, deci doar membrii fondatori. Da. Și, bineînțeles, stafful organizatoric și presa, nu? 9 e o cifră, nu știu, spune ceva cifra asta? Chiar la numerologie, să știți că încă nu mă pricep. Da, da. Bun. Președintele a sunat și a zis, vă invit la masă. Eu vreau să știu ce ați discutat la masa aia. Chiar vreți să știți absolut tot ce... Vă invit să citiți un articol din Kamikaze. Și așa, în linii mari, am povestit ce am discutat. Păi haideți să povestim și aici. Care sunt ideile principale? Că-s curios ce v-a transmis președintele. Multă încredere. Multă încredere, da? Aveți o mișcare, aveți o fundație, că suntem o fundație, pe care trebuie să o dezvoltați, da? Să găsiți oameni valoroși, să-i face să iasă în față, pentru că
Și asta este o problemă. Degeaba oamenii sunt ei acolo valoroși, dar dacă nu au, nu îndrăznesc, simt ei că nu merită. Curajul lor e pe Facebook acolo, după nickname. Exact. Deci, oameni valoroși, haideți, haideți în față. Da? Doi, idei valoroase. Poate că sunt o groază de idei bune în țara asta, dar nu le vede nimeni, nu le culege nimeni. Le luăm, le adunăm și le concretizăm. Și trebuie să redăm oamenilor încrederea de a se implica din nou în viața politică, nu neapărat politică, viața socială, viața comunitară. E, politică, până la urmă, că nu, Traian Băsescu nu face vaporașii acum. Traian Băsescu, păi, e clar că mișcarea populară asta va deveni... Dar de unde știți noastră? Eu, de exemplu, nu știu lucrul ăsta. Păi dumneavoastră de câți ani îl știți pe Traian Băsescu? De câțiva ani buni. De câte ori a stat cu Traian Băsescu la povești? De câte ori am stat, am stat cu folos, să știți. Nu, eu asta cred, cunoscându-l pe Traian Băsescu, cum îl cunosc și pe Adrian Năstase, cum îl cunosc și pe Ion Iliescu, Traian Băsescu va intra în mișcarea populară imediat cum nu mai este președinte. Traian Băsescu nu iese din politică, a spus-o el, și Traian Băsescu și visul lui Traian Băsescu, având în vedere că nu va mai fi președinte, este să... V-a spus asta? Nu v-a spus? Ce anume? Traian Băsescu, în care energie să mai vrea să fie... Nu mă îndoiam și m-am convins. Prim ministru. Asta știți dumneavoastră? V-a spus dumneavoastră? Nu, eu citesc în stele. Am înțeles. Da. Da. Bun. Eu aș vrea să spun că totuși este o fundație și este mai greu ca un președinte sau, mă rog, un politic să fie ales prim-ministru de la o fundație. Deci după fundație ar trebui să se nască un partid și de-abia după aceea. Da, nu, deci să nu... Pașii sunt mulți. Să le luăm acolo pe deocamdată etape. Suntem o fundație și știu, asta... Da, mă confuzionați. Pentru că eu, de exemplu... Dumneavoastră ne confuzionați pe noi, vreau, pentru că... Vreau, de ce? Noi de ce? Discutăm în momentul ăsta de o fundație. Fundație care pe o scenă politică... Deci nu mă vreți în fundația noastră. Domnul, în măsura în care... corespundeți criteriilor noastre și aderați la valorile noastre, nicio problemă. Nu, ideea este așa că eu aș vrea să intru în politică. Deci m-am săturat de toți luzării care fac politică de 23 de ani și au nenorocit țara și m-am săturat și de noi luzări care vor nenoroci țara pentru următorii 23 de ani, cât mai e de nenorocit. Și da? V-ați gândit la un partid sau la un partid nou? Păi nu, și eu mă gândesc să intru în politică, nu, ce să fac cu o fundație, că fundații sunt multe. Ce poți să faci la o fundație? Să faci... Ce poți să faci? Să știți că noi facem foarte multe și nu facem cum ați spus. Ia să vă arătați ce faceți dumneavoastră cu fundația. V-am spus ce facem, da? În momentul ăsta suntem... A zis că vreți oameni valoroși. Sigur, îi căutăm. Ce să fac cu un om valoros în fundație? Ce să fac cu un om valoros în fundație? Caută alți oameni valoroși, da? Vin cu o serie, cu niște idei, da? Și? Cu un plan și discuții, le pun în practică. Și? Pentru a crezi... Și? Domnul Morar, nu se poate. Asta facem noi la presă. Vreți să ne luați pâinea de la gură, să dăm faliment? Pe asta le facem noi. Căutăm oameni valoroși. Și le-ați făcut cu succes până acum? Noi încercăm să trecem la un nivel următor în care să implicăm toți... Vă bat de nu vă vedeți la capitolul ăsta. Cred că discuții, oameni valoroși, planuri, proiecte, da. Problema e că au rămas aici, fiindcă cei din politică nu le-au aplicat. Ce spuneți de o inițiativă legislativă din partea cetățenilor? Cum ar veni? Dați-mi o inițiativă. Să o luăm așa, mă gândeam eu și chiar cum am lansat-o. Ar fi un referendum votat de atâtea milioane de români și ăștia fac ceva pe referendumul nostru? Nu-i chiar așa. Deci, inclusiv în momentul respectarea referendumului, o lege care să o oblige. Printr-o lege, o propunere. Constituția permite Parlamentului... Dumnealor vor vedea la momentul oportun ce înseamnă nerespectarea referendumului valabil, validat din 2009. Ok, m-am prins. Deci mișcarea populară, fundație, poate să facă un meeting uriaș. Nu mă refer doar la meeting. Repet, deci un grup de cetățeni, un grup organizat de cetățeni, poate promova inclusiv o inițiativă legislativă. Iar asta, din punctul meu de vedere, nu este ceva de neglijat. Una e să scrii pe Facebook și alta este să aduni 100.000 de oameni și să promovezi o inițiativă legislativă. Uite, vreau să promovăm inițiativa legislativă mâine, dacă se poate, în care 20 de ani de acum încolo, sau 50 de ani de acum încolo, România să nu mai aibă voie să exporte resurse naturale, brute. Nu ne vindem țara, domnule Morar. Nu, atenție, resurse naturale moca, adică nu mai scoți bușteanul decât dacă îl faci mobilă.
nu mai scoți gazul decât dacă îl faci produs. Nu mai scoți țițeiul decât dacă... Și cu libera circulație a mărfurilor în Uniune ce facem? Nu? Merge, că am întrebat și eu până la urmă. Ați întrebat? Sigur? Da, sigur? Da. Nu ne sancționează comisia? Poți să o faci inteligent. Am înțeles. Adică, da, bun, altă inițiativă, dar cum o facem? Dar asta este problema principală în țara asta? Să nu ne o vindem pe resurse? Acum nu știu. Eu zic că dacă mai păstram și noi gazul din pământ, dacă nu vindeam petromul, Sidex-ul și multe altele, eu zic că era o, și un tezaur. Și mai este o problemă. Credeți că o astfel de inițiativă s-ar potrivi valorilor pe care noi le promovăm, valori de centru-dreapta? O limitare de genul acesta? Da. Credeți? Eu nu prea. Păi de ce? Că punem... Astăzi toate țările, cum e și Germania, vrea să creeze locuri de muncă, da? Germania și-a propus să dezvolte 2 milioane de întreprinderi mici și mijlocii. Noi. Eu, ca să pot să dezvolt întreprinderi, cum a zis Ponta, să creeze 1 milion de locuri de muncă, trebuie să fac industrie alimentară. Și vreți ca statul să facă? Nu. Tot din partea oamenilor trebuie să... Deci tot printr-o concesiune, un mijloc, o formă juridică, tot. Deci până la urmă, ocolim ce ocolim, okay, și tot acolo am greșit ajungem. Atunci. Am greșit. Spuneți-mi o inițiativă legislativă, vă susțin să o depuneți. Rămâne stabilit, ne susțineți, da? Bineînțeles. Bun. Haideți că am eu o inițiativă legislativă. Am văzut, am avut ocazia să cunosc îndeaproape activitatea ANI și pot să vă spun că m-a impresionat profesionalismul oamenilor de acolo. A fost primul caz în care am spus cu mâna pe inimă, da, domnule, și la stat lucrează oameni competenți. Ei, cunoscându-le activitatea, studiind și legea de organizare, am observat un defect, o problemă, și anume comunicarea actelor întocmite către persoanele vizate. Este o problemă. Dacă nu se remite sub semnătură, actul este considerat necomunicat, prin urmare termenul în care poate fi atacat se prelungește la nesfârșit și vedem cum omul este incompatibil sau în conflict de interese, dar sancțiunea poate nu intervine niciodată. Da? E, ce m-am gândit? Știți cum face fiscul, da? Nu vă găsește acasă, scrisoarea recomandată, se întoarce la fisc, iar fiscul frumos vine și o pune pe site la ANAF. Se consideră comunicată în 15 zile de la publicarea pe site-ul ANAF. Întrebarea mea este, de ce nu poate și ANI să facă la fel? Astfel încât să nu mai auzim în Parlament, știți, apropo de problema cu statutul Parlament, discuțiile. Știți, poate că nu mă găsește poștașul acasă, poate sunt în vacanță. Bun, nu vă găsește poștașul acasă, sunteți în vacanță, se întoarce, iar ANI publică un anunț. Nu publică date personale sau conținutul actului, ci doar un anunț. Cât să iei la cunoștință? Cum vi se pare? Eu aș pune, așa, pentru eu aș pune ca ANI să-i dea și un SMS, că telefonul are tot timpul. Nu. Da. Bine, la mine asta figurează pe poziția 472, că noi o să murim de foame. Credeți că integritatea și lucruri de genul ăsta sunt pe locul 400, nu știu cât? Nu, murim de foame. Integritatea este o mare problemă la noi și mai ales la clasa politică. Haideți să vă spun una mult mai simplă. Știți că procurorul general al României, doamna Căveși, are lista tuturor românilor care în sunt acționari. În momentul acesta, procurorul general al României, din cunoștințele mele, nu este doamna Căveși. Nu, dar zic, cât era procuror general, așa, în calitatea asta, a primit din partea Statelor Unite și Uniunii Europene lista tuturor românilor acționari sau proprietari de offshore-uri din toată lumea. Eu cred că mai bine tu ești pe lista aia și vezi care e un politic și îl chem la DNA și întrebă, tataie, de unde ai tu 50 de milioane de dolari? Că erai un politic din salariul de parlamentar. Verificarea averilor, vă dezamăgeți, verificarea averilor, tot atribuția ANI este. ANI, să-i dea și lui ANI lista cu care e problema, să-i dea lui ANI lista. Și ANI nu mai trimite scrisoarele, îi întreabă direct, domnul H. Aveți în offshore-ul din... Am înțeles, se întreabă direct prin SMS și pe urmă vine respectivul cu avocatul, un avocat priceput și spune viciu de procedură, nu mi-e complicat. Avem voie să confiscăm averile în România? Că e lege, nu? Averile legal dobândite, nu. Și sunt prezumate, oricum, a fi legal dobândite. Bun. Deci în măsura în care se răstoarnă prezumția dobândirii ilicite... Bun, domnul Borza, altceva, ce mai puteți face? Ce poate să facă Mișcarea Populară? Mișcarea Populară, în primul rând, își propune să facă dezbateri și, în primul rând, să ia pulsul societății. Și oamenii...
care vor adera la aceste principii, să dezbate și să găsească soluțiile optime. Eu nu mă consider, să spun eu, depozitarul unor soluții ideale, și dar sunt disponibil să discut, să dezbat, să găsesc soluții. Și asta este rolul Mișcării Populare. Noi acum suntem în faza de proiect și încercăm să reușim să ne coagulăm într-o formulă în care să funcționăm. Deci dezbatere. Întotdeauna dezbatere, pentru că fără dezbateri se ajunge la ce avem acum. Mai bine făceați o televiziune. Acolo toate televiziunile numai asta fac. Dezbat. De ce să ne facem televiziune când putem veni la dumneavoastră pe să ne spunem ideile? Nu trebuie să faci asta, nu înțeleg. Deci nu trebuie să-ți faci o fundație ca să vorbești liber și să notezi niște idei. Adică asta o poți face ca o, prin orice formulă, nu trebuie să faci fundație, asta vreau să spun. Poate eventual să poți primi eventual problema finanțare. Problema dumneavoastră este forma de organizare, dacă înțeleg eu bine. Nu, e fără, știți cum e, Traian Băsescu pentru mine întotdeauna a fost un macho în politică, adică bărbat. Asta e o mișcare care nu e nici partid, dar nu poți să rămâi nici fundație, că nu o să fiți fundație de caritate, da? S-ar putea să vă surprindă. O să rămânem fundație, chiar dacă la un moment dat, în măsura în care se va simți nevoia unui partid, se va înființa un partid, fundația va rămâne. Okay. Știți cum e? Nu spune niciodată. Nu s-a spus niciun moment că nu va exista un partid. Știu, dar Traian Băsescu nu vine de la călugărie. Traian Băsescu e politician și va rămâne în politică. Noi discutăm astăzi 18 aprilie 2013, da? Dacă dumneavoastră îmi puteți garanta din ceea ce vă privește ce veți face în 18 aprilie 2014, sunteți de toată stima, în lumea eu mea, nu. În lumea mea așa se întâmplă. Eu acum exact un an, pe 20 aprilie 2012, am spus, pornim televiziunea Nașu TV și într-un an de zile vom fi mascherii. Da? Și pe toate rețelele de cablu. Și s-a întâmplat. Felicitări. Oamenii știu ce le spui. Adică dacă le spui, dumne, noi suntem o mișcare populară, dar suntem fundație. Cei care chiar vor să intre în politică, să devină activ, nu se intru, să zică ok, bine, ok, ne sunați și până când vă faceți partidul. Deci, practic, să înțeleg că nu suntem foarte atractivi pentru oamenii care vor să ajungă undeva, printr-o funcție, prin intermediul, printr-o funcție, într-o funcție politică, da? Eu nu vreau să ajung chiar, eu vreau să fiu membru undeva, vreau să intru în ceva nou, vreau un ceva nou, da? Pentru că suntem ceva foarte nou. Nu, dar vreau, eu nu pot, eu, de exemplu, dacă vreau să schimb ceva în țara asta... Care este scopul aderării la un partid? Exemplu. Scopul aderării la un partid. Mă doare în spate, că nu mă interesează scopul, nu m-am gândit niciodată. În momentul în care doriți să aderați la un partid, bănuiesc că urmăriți un scop, nu? Eu puteam să emit niște păreri sau să fac niște emisiuni în baie la mine și mai chemam doi tovarăși. Nu ajuți cu nimic sau nu poți face nimic în țara asta, de-aia trebuie să faci televiziune. Și de-aia am făcut televiziune și am spus televiziune, nu i-am spus întâi Fundația pentru Comunicații Audiovizuale. Nu, i-am spus direct televiziune. Traian Băsescu a spus, vreau Mișcarea Populară, dar să nu vină aia cu carnete de partid. Și eu, prima clipă, zic, băi, Mișcarea Populară e un, vrea să fie un partid nou, dar nu mai vrea să ia toți fugiții de peste tot, da? Deci, din prima clipă, Traian Băsescu îmi spune că face, practic, un partid. Asta a spus, veniți toți, dar nu aia cu carnete de partid, de-aia rămâneți acolo. Nu, e un scurt circuit pe interpretarea dumneavoastră. E posibil, după atâția ani de presă, deci, voi avea multe scurt circuit. Nu, deci nu găsesc legătura între ce a spus domnul președinte Traian Băsescu și ce spuneți dumneavoastră. Nu, noi, noi suntem la Nașu și aici, pe noi mă interesează că președintele, de fapt, îi zice fundație pentru că... Nu-i spune, chiar este o fundație. Pentru că, de fapt, fiind încă președinte, nu poate să fie partid. Și a spune, domnule, e o fundație. Deci eu înțeleg și rațiunea asta, dar la Nașu nu putem să-i păcălim pe oameni. Deci evident că Traian Băsescu, dar noi discutăm acum dincolo de Traian Băsescu. Dumneavoastră, de exemplu, ați intrat în mișcare, în Mișcarea Populară pentru că vreți să schimbați ceva în țara asta. Exact. Am nevoie de o coloratură și de un partid pentru asta. Până acum am avut nevoie, credeți? Nu am avut nevoie. Păi, deci, dar ce ați schimbat până acum? Că ați schimbat ceva în țara asta? Da, punctual. Punctual. Da, pornind de la mici probleme, la supermarket, da,
omul e nedreptățit, vine cu un preț de la raft, alt preț la casă, mă găsesc, întâmplător mă găsesc și eu acolo și îi spun, doamnă, omul până la urmă trebuie să plătească prețul de la raft, nu de la casă. Corect. Și eu am dat de mâncare la porumbei, da, la cățeluși, am salvat de la nec pisicuțe. Trecem la un alt nivel. Luăm o persoană. Bun, uite, de exemplu, omul a fondat Dex Online, da? Dom'le, bravo! Bravo! Când nu mai știu românește, imediat și îmi traduc. Totul am făcut voluntar împreună cu... Știu, da, proiectul e foarte frumos, spectaculos. Dar, repet, n-a schimbat România. N-a schimbat România. Adică, știi ce vă spun? Dumnezeu, țara asta e ocupată de clasa politică asta, care e e o armată de lăcuste, da? Care a pustit România în 23 de ani. Păi nu putem cu stegulețe să-i dăm pe ăștia la o parte. Nu, dar acum să vreau să vă dau, da, un exemplu. Dați-mi un exemplu. Viața, de exemplu, treci pe la un semafor și observi că nu merge. Întâmplător chiar la mine, de la școală, în parc. A stat 3 zile fără nimeni să-l anunțe. Chiar nimeni nu poate să aibă atâta simț comunitar să dea telefon la poliție. Dom'le, nu merge, se pot întâmpla accidente. Acesta este un... Știu, dar e o lipsă mare și oamenii trebuie să înțeleagă că dacă nu se implică și nu fac gesturile astea mici, vede o mașină parcată, să spun, pe linia de tramvai, trebuie să dea telefon, așteptăm să vină tramvaiul, să se așteptă o oră, să... Nu. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar nu se potrivește cu nașul dumneavoastră. Nașul dumneavoastră e Traian Băsescu. Traian Băsescu niciodată nu se laudă la televizor că vrea să schimbe un steguleț sau un semaforuț. Nu e el. Traian Băsescu, când a venit și când, în general, în politică, discursul e mare. Facem, țepem Piața Victoriei, cu tare. Nu regăsesc pe Traian Băsescu în ceea ce îmi spuneți dumneavoastră la masă aici. Deci vreau să vă spunem și noi de țepe. Că o să și vreau să-l găsesc neapărat pe Traian Băsescu în fundație. Păi, dar el e nașul, e a lui brandul, el îl are înregistrat. Ce a făcut? L-a donat fundației, era pe numele fiicei. Ce anume? Cum se cheamă? Mișcarea Populară. Rezerva, da, de denumire, da, este făcută pe numele unuia dintre fondatori. Deci nu știu la ce altă denumire vă referiți. Pentru că Mișcarea Populară era înregistrată de Ioana Băsescu, de aia zic. Unde? La OSIM. Da, am OSIM, înțeles, da. Nu are nicio legătură OSIM-ul cu fundațiile. Adică m-ați uimit, adică sunt 2 mișcări populare înregistrate. Asta spuneți dumneavoastră, nu, eu nu știu de a doua. Păi, dar a spus-o Traian Băsescu. Traian Băsescu a spus, da, fiica mea a înregistrat la, să nu greșesc, dar la OSIM, parcă țin minte, Mișcarea Populară. Da. De ce? Că eu credeam că o va lansa anul trecut. Iar cu toată scena. Iar noi suntem fundația Mișcarea Populară. Pe asta zic, avem 2 mișcări populare. Una e ce e, nu știu ce e, ce a înregistrat Ioana Băsescu, și una e fundație. Câți oameni au reacționat la aflarea veștii? Câte mesaje ați primit? Câte mii de mesaje? Vă referiți la cererile de adeziune? Da, adică ce reacție a fost la toată O reacție foarte promptă, oamenii entuziasmați. În momentul ăsta depășim cu succes... Nu știu, peste 7.000. Da, 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 câteva mii bune de cereri de adeziune deja trimise. S-a continuat și pe procedura de alegere a unui domeniu de intervenție și acolo am observat, oamenii sunt foarte activi și au ales domeniile. Uh-huh. În prezent avem... Adică vor să spună pe ce domenii vor să fie activi. Pe ce domenii au competență, domenii se pricep și... Pentru că asta este principiul unul dintre principiile după care ne călăuzim. Oamenii care se pricep la o chestie să facă chestia aia. Nu e la noi, fiecare face de toate. Și recunosc că sunteți altfel de oameni decât cei care până acum au fost la nașul și au spus că vor să schimbe România, lumea. Și ca să vedeți că sunt un democrat forever, am să spun că, deși nu vă înțeleg, deși mi se pare că veniți cu boldulețele ca să vă luptați cu bandiții ăștia care au pus mâna pe România, e posibil să reușiți. Vreți să vă spun o mică întâmplare de la referendum? Am fost la Ștefănești voluntar, acolo ca să observator, și cei de acolo nu înțelegeau cum adică eu m-am dus acolo fără bani. De ce? Nu se poate așa ceva. Eu sunt clar din partea lui Băsescu. Da, să vă povestesc ceea și ce nu era departe de adevăr. Nu, eram acolo pentru statul de drept. Am înțeles.
Da. Să vă povestesc eu la Olteni, Telorman. N-ați auzit? Nici de asta nu ați auzit? Nu am pot auzit, să cred. Am auzit. Aici știu, mi-am făcut temele. Mulțumesc. Mi-am făcut temele. Dar pe cine era supărat atunci? Eu n-am supărat pe nimeni. Eu am încercat să se respecte, să fac să se respecte procedura și atâta mi-a trebuit. Am înțeles. Bun, vă doresc succes și când veți fi interziși la toate televiziunile și nu o să aveți unde să mergeți, să știți că, deși nu sunt foarte simpatic, ușa vă este deschisă, da? Iar eu am o memorie foarte bună, o să țin minte. Și să nu uitați și să spuneți tuturor, inclusiv lui Traian Băsescu și celorlalți, că Nașul TV este singura televiziune independentă și liberă, cu oameni liberi din România. Și știți foarte bine că așa e. Vă doresc. Dar spuneți-le și altora. Luăm o scurtă țineți pauză, numai așa o ținem, știți cum e, dacă nu m-am schimbat de la 14 ani, tot încerc să mă schimb și nu pot, nu o să mă schimb la bătrânețe acum. Luăm o scurtă pauză.